Parlamentul României astăzi a avut loc un grav incident de securitate. Un bărbat a pătruns în zona publică a celei mai mari clădiri administrative civile din lume și a incendiat un magazin de suveniruri. 300 de persoane au fost evacuate de urgență. Nu au existat victime, iar piromanul, un bărbat de 60-65 de ani, a reușit să fugă imediat după incident. Polițiștii îl caută și în aceste momente. Incendiu, ce să mai, la casa de prieteni, la spatele locului și sala de expoziție. Bună întrevistatorie! Era puțin după ora 13 când s-a dat alarma la Parlament. Atacatorul a intrat în zona publică, alături de un grup de vizitatori. Și odată ajuns în interiorul clădirii, a stropit cu o substanță inflamabilă și a dat foc. Se afla în magazinul de suveniruri și, potrivit martorilor, acolo mai erau și alte persoane. În aceste imagini, surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum mai multe femei au ieșit speriate din încăperile alăturate, în vreme ce flăcări mari cuprinseseră magazinul. S-a încercat stingerea lui și după aceea am părăsit procedural sala. Se simte miros de fum. Colegii de jos din centru expozițional au anunțat dispeceratul afaceri interne, care au intervenit la fața locului cu cei de la ISU pentru a stinge și a localiza focul. Practic, bărbatul a pătruns nestingerit în zona publică a Palatului Parlamentului, adică pe aici, pe la intrarea dinspre Parcul Izvor, unde se află și Camera Deputaților. Oricine poate ajunge aici, la nivelul S2, cel mai de jos, fără să fie controlat. Tot fără verificări se intră în clădire, în holul de acces către Muzeul Parlamentului și Sala de Expoziții Constantin Brâncuș. După intrare, în partea stângă, se află magazinul de suveniruri și casele de bilete. Aici, individul a stropit cu un lichid probabil benzina, apoi a fugit. Controlul de securitate pentru acces în Parlament este de-abia după acest hol. Pompierii de la Palatul Parlamentului au intervenit imediat pentru stingerea incendiului. Sala unde a fost pus focul a fost cuprinsă de un fum gros, așa că a fost nevoie de evacuarea urgentă a tuturor celor aflați acolo. În sala în care a izbucnit incendiul se aflau mai multe persoane, iar pentru că fumul a fost gros și înnecăcios, o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. În momentul ăsta s-a asistat activitatea, s-au izolat zonele prezumtiv periculoase și s-au întrerupt utilitățile în toată zona asta. Cel puțin 300 de persoane, spun autoritățile, au fost scoase din clădire. Eu când ieșeam din Parlament, fix în acel moment am văzut că este fum dintr-o parte, am mers acolo să scoatem gardul, să încercăm să vedem de unde e fumul și să oprim. Acolo am văzut că era o doamnă care era pe jos, încerca să fie ajutată de mai multe persoane. Poliția română a publicat imagini cu suspectul, surprinse de camerele de pe holul Parlamentului. Oamenii legii au cerut ajutorul populației pentru prinderea lui. Bărbatul de 60-65 de ani, cărunt, purta o cămașă în carouri, alb cu albastru, și o vestă blămarin. Avea pantaloni de culoare închisă, un rucsac în spate și o borsetă la brâu. Dacă au cunoștință despre identitatea persoanei sau o văd în stradă, sunt rugați să nu intervină și să ne anunțe de îndată. Din primele date a rezultat că a fost un conflict spontan. Totuși, bărbatul a intrat în clădirea Parlamentului cu o sticlă plină cu lichid inflamabil. Potrivit pompierilor, incendiul a distrus o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați din magazinul de suveniruri. Au ars produse textile și de birotică. Suspectul va fi pus sub acuzare pentru distrugerea unui bun prin incendiere și pentru că a pus în pericol și alte persoane, riscă o pedeapsă de la 2 la 7 ani de închisoare.